Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video despre unele monete, în special despre una care trebuie de adunat. Vreau să explic din ce cauză, deci în ultimul video plasat pe 18 martie cu titlul Adună mai multe monete gratis din airdrop. Este o listă de linkuri unde sunt diferite monete. Deci eu voi face video cu moneta a patra. De ce anume ea trebuie și de adunat? Ele toate sunt foarte interesante, dar unele sunt mai interesante. Deci merge vorba despre această monetă. Când apăsați pe linkul de referral prima dată, dacă nu sunteți înregistrat, vi se propune la înregistrare de introdus portofelul Ethereum, care îl luați din portofelul care îl aveți. Nu trebuie să fie de la bursă sau de la schimb, dar anume din portofelul care este apart. Unde veți intrare apart, nu depinde de schimb. De pildă MetaMask or My Ethereum Wallet. Alegeți, dumne aveți portofelul și îl puneți. Când ați intrat în interior, aici este un cod care trebuie să-l plasați în Telegram. Deci copiați codul, intrați în Telegram. Eu deja sunt unit și uitați-o, deci trimiteți acest cod, deci îl plasați aici, îl trimiteți și vedeți și atâți care trimit codul lor, scrie verificare cu succes, ați primit 8888 de monete, ETH. Ce înseamnă această monetă și de ce nu ne trebuie extras? Deci, dacă suntem mai atenți, aici jos scrie că Ether Universe, așa se numește această monetă, și dacă vrem să trecem pe site, trecem pe site, unde este mai multă informație. Și informația principală care este, că această monetă este creată de alte două monete foarte cunoscute. Deci, citiți aici care sunt aceste monete cunoscute, uitați, Ethereum și moneta EOS. Pe principiul EOS, pur și simplu EOS are un careva neajuns, care se va realiza sau va fi hotărât în crearea acestei monete Ethereum, Ether Universe. La fel, Ethereum participă, anume că tare mai mult Ethereum este interesată moneta aceasta, căci Ethereum a fost creată mai înainte, pe parcurs s-au aflat care sunt minusurile ei și prin această monetă ea sau unele probleme care sunt la Ethereum vor fi realizate. De ce această monetă va avea succes? Dacă nu aveți bani pentru a investi în această monetă, deci vă recomand să o adunați gratis. De atâta ea trebuie adunată. Deci, cine nu știe, este și site CoinMarketCap, unde sunt listate 1600, îmi pare că deja, cele mai bune monete după capitalizare, deci monetele sunt mii, dar aici nu toate ajung. Și deci, dacă ne uităm, pe locul 2 este Ethereum, care are 53 de miliarde capitalizare, și pe 10 este anume moneta EOS. Deci, în combinație dintre aceste două monete, se creează 3 monete care vor fi în curând și ea posibil tot va fi în top 100
cu timpul. De ce această monetă trebuie adunată? Unde este linkul vostru, puteți să-l copiați și dați cât mai mult lume să se înregistreze. Deci acesta e scopul acestui video, căci merită această monetă de adunat, ea va avea succes. Deci de un efir, noi putem cumpăra 1 milion de monete. Deci, așa e prețul, el e foarte ieftin, această monetă acum, iată așa de multe monete se dă gratis, 8888 la înregistrare. Undeva 100 de oameni și aveți 880.000, aproape 1 milion. 160 oameni, de va aveți un efir. 500 dolari. Deci merit de adunat, eu am undeva vreo 300 dolari. Cât e cursul la Ethereum? 540. Deci 270. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.